Bună, fetelor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom recrea acest look, look-ul Madonnei din anii 1980, folosind colecția 80s Revival de la Rimmel London. Let's get into it. Primul lucru pe care o să-l facem, o să începem cu sprâncenele și pentru că Madonna avea niște sprâncene foarte stufoase și foarte drepte, spre fericirea mea, pentru că și mie îmi place să mi le fac drepte. O să începem cu un gel de păr pe care eu îl folosesc pe sprâncene, după care vom trece la primul produs din această gamă 80s Revival de la Rimmel London și anume Brow This Way, care este o ceară de sprâncene. Pentru că știți că îmi place să fac sprâncene destul de închise, o să mergem pe cea mai închisă variantă și o să vă zic și nuanța, deoare nu e bine, ba da, 003 Dark. O să vă las toate produsele și în description box. So, here we go, dive in. Pentru sprâncene folosesc un gel de păr. Absolut nimic nu funcționează așa cum funcționează acest gel de păr. Dar și să le facem super, super stufoase. Cât sunt mai stufoase și mai oale, cu atât e mai bine. O să și desenăm câteva fire în plus pentru că nu am sprâncenele Madonna. Nothing new. Around the block. Am început cu gelul de sprâncene și nu am aplicat nici fond de ten, nici concealer. Pentru acest lucru voi folosi doar concealer sub ochi și pe anumite zone unde am câteva imperfecțiuni. Nu ne concentrăm neapărat pe a obține un ten impecabil. Lucrurile din anii 80 erau în general super messy, erau blenduite foarte bine. Acesta este look-ul pe care încercăm să-l recreăm astăzi. Sper să vă placă și sper să ne iasă. O să folosesc un produs de buze pe ochi. Altă nebunie. Sprâncenele lui Madonna erau foarte lungi și foarte drepte. Aproape cum mi le fac eu zi de zi, deci am noroc că nu trebuie să mai modific forma prea mult. Mai desenăm niște fire. Nu? E ok? Almost there. Și în mod ciudat, e exact culoarea sprâncenelor mele. O să le mai închid puțin, pentru că... Următorul pas este concealerul și o să-l folosesc pe acesta DiorShow Forever de la Dior. Este concealerul meu preferat, acoperă foarte bine. Îl vom aplica sub ochi, îl voi și lăsa puțin să acționeze, adică set himself, și pe cele câteva imperfecțiuni pe care le avem pe aici pe față, going on. Aici cele patru blush-uri din colecția 80s Revival de la Rimmel London. Sunt niște culori super vibrante, genul celor care se foloseau în anii 80. Avem aici două dintre cele patru nuanțe de blush pe care le vom folosi pe ochi. Facem un soi de cut crease, voi folosi atât blush-ul cât și acest Stay Satin Lip Color. Este singura nuanță de mauve din colecție și dorindu-mi să recrez fix acest machiaj al Madonnei unde are mauve pe ochi și roșu pe buze, aceasta era singura variantă să o facem. Hai să vedem cum funcționează treaba asta pe ochi. O să începem cu acest blush care este un peach, îi spune 004 Sweet Cheeks. O să-l aplicăm în interiorul ochilor. Știți foarte bine că acesta este machiajul specific al anilor 80, cumva tot fardul merge până în partea interioară unde, mă rog, cum îi spune, întâlnirea dintre nas și sprânceană, unde se termină sprânceană. Să începem. Să aplicăm blush-ul, partea de sus, și o să arate foarte bine în tranziție. Nu vreau să pun foarte mult mov în interior, pentru că oricum îți apropie cumva ochii și să am totuși niște nuanțe mai pământii pe acest See that peach going on. De machiaj care îl vedeai, frate, deci îl vedeai, ăsta e machiajul ochilor. Și pentru anii 80 nu e de ajuns, deci o să fie nu numai machiajul ochilor super bold, ci și cel al buzelor. Respectiv rujul roșu, o să facem și semnul acela. O să ducem machiajul ușor spre tâmple. Anii 80 pentru mine machiajul înseamnă artă. Ok, here we go. Folosim acest creion de sprâncene pentru a da puțin volum ochilor în partea de jos. Bineînțeles, pe partea sus ne ajută foarte mult și mascara, însă aplicarea ei vine la sfârșit, așa că până atunci creăm niște umbre frumoase și încercăm să alungim puțin ochii. Tot cu ajutorul acestui creion o să conturăm un cut crease în partea de sus, după care intrăm cu mauve. Încercăm să dăm volum ochilor, să-i facem mai mari. Practic îi faci o altă formă. Just
stâmpăm puțin, după cum ați văzut din nou, linia vine către colțul intern al ochiului. Trecem la următorul pas și anume nuanța de violet. Îi spune 850 Atomic. E un ruj de buze cu un finish satinat. O să-l folosim din nou pe ochi. De ce? Pentru că poți face ce vrei tu în machiaj, ăsta e fanul. Ok. Și le aplicăm pe pleoape. Pune spre exterior, îl vom blendui foarte ușor cu degetele, tocmai pentru a obține acest look 80s, super grunge. Folosesc o pensulă pentru a prelua puțin din, de pe pleoapa superioară, să ducem și în colțul de jos al ochiului. Îmi place cum arată cu ochiul ăsta pentru că face ochii mai verzi. Stompăm ușor cu degetele și datorită acestei texturi satinate se blenduiește foarte ușor. Din nou vă spun, focusul nu este să obținem neapărat un machiaj perfect, este un machiaj inspiring. We are going artsy over here, we are going mad. Contur ăsta cu așa cât mai clar. Cât poți contura nasul. O să trecem mai departe la mascara și o să fim super generous. Genul de jos trebuie să fie super extra. Nu știu ce să zic cu partea de waterline. Mi se pare că în general în anii 80 se folosea foarte mult creionul negru pe waterline. În fotografia asta a lui Madonna, waterline-ul e cumva roșiatic, movuliu, deci cumva mi se pare că ori n-a folosit nimic, ori s-a scurs culoarea și din nou totul e super grunge-ish. Cred că putem să o lăsăm exact așa cum e, pentru că poza nu-mi zice cumva că ar fi folosit un creion alb pe waterline. Mergem mai departe la buze. Pentru buze o să folosim aceste două nuanțe de satin lips și anume Have a Cow 830, Have a Cow și Radical 530. Vom folosi 830 pe colțul exterior al buzei pentru a adăuga un efect de volum, e ca și cum face un ombre lips de la colțul către interior și în interior o să folosim Radical, adică nuanța de roșu 500. Începem cu roșu. De roșu este super vibrantă, însă categoric simt nevoia acestui vișniu. Dacă ar fi să aleg dintre cele două categorii, aș merge pe nuanța mai închisă 830. Se simte foarte comod în buze. Sunt curioasă cât de mult rezistă. Revenim cu roșu în tot. Madonna are un semn în partea dreaptă, aici sus, chiar deasupra buzei. Și o să-l refacem și noi ca lucrul acesta să fie complet, bineînțeles. O să facem și un păr care să aducă cea mai multă Madonna. Mi l-am prins însă pentru că mi-e mult mai ușor să mă machiez așa cu părul prins. Hai să facem semnul, după care trecem la blush, după care trecem la păr și la mănuși, la accesorii și să vedem cum arată locul final. Îmi place că se simte foarte confortabil pe buze. Nuanțele acestea sunt preferatele mele de până acum. O să găsiți o grămadă de nuanțe de nude în această colecție, care sunt foarte purtabile așa pentru fiecare zi. Însă mie îmi place foarte mult și roșu și ideea de vișiniu și mai ales pentru acest make-up aveam nevoie exact de aceste două culori. Este și un negru. E un gri foarte închis. Am avut impresia că e un negru, dar e un gri foarte închis. Și ăsta arată destul de bine. Puteam să-l folosesc pe ăsta sub ochi, acum mă gândesc. Glam rock, îi zice. Perfect. Glam rock, that's so Madonna. Pentru a face acest semn, și am aici o pensuliță super subțire. În fotografia pe care am ales-o eu, nuanțele sunt cumva rozalii, așa că o să mergem pe aceste două variante, o să facem un mix între ele, facem și blush și contouring în același timp. Aici avem 005 Rendezvous și aici 006 Exposed. Let's mix them together. În anii 80, blush-ul era cumva aplicat nu neapărat fix aici, ci mai spre
spate, așa, ca să creeze acel efect de pomeți alungiți. Așa că așa o să facem și noi și începem cu 006 Exposed. This is not something for everything. Pomeți. Și 005 Rendezvous, pe care îl vom aplica fix sub pomeți. Adică aici, pentru puțin contouring în stilul anilor 80, adică în culoare. Un singur lucru vreau să mai fac pentru acest machiaj și anume să-mi desenez, să folosesc Glam Rock, două fire plus la sprânceană, pentru că Madonna avea niște sprâncene foarte stufoase și tot timpul avea aici așa un fir. Să punem aici un choker, să fie mai wild toată situația. Da, mă duc să-mi fac părul și revin. Acesta este look-ul final. Mi-am pus și mănușile, am un choker, cel celor a rămas la fel. Mi-aș fi dorit să am mult mai multe bijuterii pentru acest look, însă asta este tot ceea ce avem astăzi. Mi-am făcut părul așa super messy, era pur și simplu prins în coadă, l-am adus spre față, l-am dat cu fixativ și l-am prins cu câteva grafe. Look-ul ăsta este super ușor de obținut. Dacă vreți să vedeți ceva de genul ăsta, căutați episodul meu 7 Days of Good Hair. We are ready to go! Acesta este machiajul meu inspirat din machiajul Madonei. Sper că v-a plăcut acest episod, vă pup, nu uitați să dați subscribe, like și tot ce mai există aici pe YouTube. V-am lăsat în descriere un link către colecția 80s Revival by Rimmel London, precum și un cod de 25% reducere dacă vreți să achiziționați oricare dintre produsele pe care le-am folosit eu în acest tutorial. Voi lăsa câte un link pentru fiecare produs în parte. So yeah, have fun! Ne vedem pe la viitor!